Corvinul Hunedoara a suferit o a doua înfrângere la rând în campionat, după 0-1 în Valea Domanului, împotriva celor de la ACSM Reșița. Reușita care a făcut diferența a venit de la haită. În finalul primei reprize, acesta marcând dintr-o lovitură liberă executată foarte bine. Antrenorul Corvinului, Florin Maxim, nu pare a fi mulțumit de evoluția elevilor săi, declarând că a fost un meci de luptă. Într-o atmosferă de toamnă, din decorul căreia au lipsit din plin galeriile corbilor și a celor de la Reșița, cele două formații s-au blocat reciproc mai bine de 15 minute. Debutul de meci a adus mai degrabă o luptă surdă la mijloc, fără faze de poartă. Antrenorul Corvinului se aștepta ca meciul să fie unul de luptă. Multe nu prea sunt de spus, a fost un meci de luptă. Am și vorbit cu băieții toată săptămâna. Știam că sunt o echipă agresivă și tot ce se întâmplă în jurul terenului, de la copil de mingi, la suporteri, la oamenii când ieși de la vestiare, la fel, au acea dorință pentru echipa lor de a face rezultat. Îi felicit pe această cale. Puteam fi mai atenți să evităm și acea lovitură liberă. Știam de haită, știam îi iau pe Cioiu, pe haită, care pot face diferența. Doană, mi-a plăcut foarte mult, un copil foarte bun, mi-a plăcut atacantul lor, cum s-a văzut cu linia noastră de fundaș. Au avut, putem să zicem, nu prea îmi place să folosesc cuvintele astea, dar atitudinea, cumva, dorința mai mare de victorie a fost de partea lor. Primele 20 de minute, efectiv, nu știu dacă am câștigat duelurile, am pierdut toate duelurile, după care ne-am echilibrat, a venit acea fază din minutul 41, 43, nu știu, acel foul care putea fi ușor evitat, pleacă de la un aut al nostru, din partea dreaptă. Am fost naiv, am avut acele faze fixe din nou de 2-3 meciuri și la meciul de acasă cu Buzău, nu prea ne-au ieșit fazele fixe, suntem o echipă redutabilă și echipă bună, care are și executanți și cei care beneficiază de execuția acelor executanți. Astăzi trebuie să spunem că nu a fost ziua noastră. Următorul meci al Corvinului va avea loc sâmbătă 26 octombrie de la ora 11, când Corbii îi vor întâlni pe teren propriu pe cei de la CSC Dumbrăvița.